Iar regiunea de nord a județului Hunedoara s-a aflat până la ora 23 sub avertizare hidrologică cod roșu. Zona cea mai afectată de precipitațiile abundente a fost comuna București, unde peste 2 km de drum județean au fost acoperiți de aluviuni pe mai multe porțiuni. 15 anexe gospodărești au fost inundate și mai multe hectare de teren au fost acoperite de apă în urma ploii torențiale din după-amiaza zilei de ieri. Pompierii din Brad și Deva, sprijiniți de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Crișcior, au acționat de urgență pentru evacuarea apei din beciuri și pentru degajarea părții carosabile afectate de scurgerile de pe versanți. Intervenția pompierilor s-a realizat cu motopompe, dar și manual în unele zone, accesul autospecialelor nefiind posibil. Sub coordonarea inspectorului șef al ISU Hunedoara au acționat pompierii din Brad, ajutați de cei din Deva, dar și de autoritățile locale și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna București. În principal, intervenția a fost axată pe eliberarea drumului de aluviuni, dar și pe evacuarea apei din beciurile inundate. De asemenea, pompierii de la secția Ilie au intervenit pentru a debloca drumul ce leagă localitățile Bretea Mureșană și Brănișca, unde, în urma vijeliei de ieri, trei plopi au căzut pe carosabil. Abia seara, la ora 21, debitele apelor măsurate la stația hidrometrică din București au început să scadă, iar locuitorii și autoritățile au putut răsufla ușurate. În schimb, culturile agricole de pe mai multe hectare, dar și din grădinile mai multor locuitori, sunt compromise din cauza apei care a măturat totul în cale.